de la 402. 402. Bun venit la intersecția sigură. Ce vacanță urâtă. Am avut febră. Am avut febră și am tușit. Am avut febră și am tușit și m-a îngrijit mamaia care m-a învățat să fac varză umplută. Da, cea mai urâtă vacanță. Hola, amigos! Hă? Wow, ești bronzată! Oh, crezi? Cred că m-a prins puțin când am fost în Mexic sau Mexico, cum spunem noi. Să vedem! Oh, da, să-mi vedeți burta! Ei, ce brățară! A costat 46 de pesos, dar l-am convins să mi-o lase cu 45. E purtătoare de noroc. Și ție ți-a purtat noroc? Doar am fost în Mexico, nu? Așadar, deocamdată, biblioteca se va închide la ora 5. Și Dwayne este bibliotecarul. Mai sunt două locuri la circulație. Se oferă cineva? Îmi place să văd că sunteți atât de doritor să vă asumați această responsabilitate imensă. Din cauza asta veți purta insigna strălucitoare și banderola. Excrocherii pentru începători. Desigur, responsabilii cu circulație se vor trezi mai devreme ca să-și ocupe locurile, dar la sfârșitul zilei vor părăsi clasa mai devreme ca să-și ocupe locurile. Nu să-mi fie deloc ușor să aleg doi dintre voi. Domnișoară Grace? Da, Polly? Trebuie să alegeți doar un copil. Ultima oară eu trebuia să fiu responsabilă cu circulația, dar am plecat cu ai mei în turneu cu ansamblu de dansuri lituaniene. Nu mi-a plăcut că am lipsit de la școală, dar cine ar fi ținut picioarele mamei când tata sărea peste ele și... Bine, bine, Polly, un loc e al tău. Iar celălalt îi revine lui... E bine, cel mai corect ar fi să scriu un număr de la 1 la 100. Și câștigă cine se apropie cel mai mult. 32? 55. 71. E bun. Când am fost în Mexico, Pablo, băiatul de la cabană, m-a învățat mucho español. De exemplu, terrocari. Super! Ce înseamnă? Mâță, vai mie o fiesta, cum spunem noi la sud de graniță. Când am fost în Mexico, m-am îndrăgostit de bucătăria lor. Știți ce-mi place? Burritos. Firește, la noi se face o imitație jalnică. Nu-mi pasă, eu vreau unul. Piggy, tu n-ai călătorit ca mine. Lasă-mă să-ți fiu ghid. Señorita, un burrito, por favor, pentru mine cu sosiute și unul mai slab pentru gringo. Voi vreți? Nu, nu. Așa e, am uitat. În țara voastră nu mâncați picant. Vezi tu, când am fost în Mexico, m-am obișnuit să mănânc foarte... Bun venit în intersecția sigură. 11 minute și 32 de secunde fără accidente. Regula numărul 1. Înainte să traversați, priviți în stânga, în dreapta, iar în stânga și stânga și apoi înainte. Când traversăm... Regula numărul 2. Ca să nu pățiți nimic, folosiți-vă simțurile. Cu ochii observați traficul, cu urechile ascultați traficul, cu nasul miroase traficul. Regula numărul 3. Tu la circulație? Da, nu prea mai am timp să vând permise pentru baie, dar stai. Te costă o monedă. Doar nu crezi că serviciul ăsta e gratis. Viața mea este pusă în pericol. Vreau să spun că merit o compensație. Nu-ți cer decât să dai ce mi se cuvine, adică 25 de cenți. Desigur, dacă vrei să-mi acoperi toate cheltuielile, $800 asigurarea, 33 ținerea uniformei, 1100 pentru drepturile asupra legilor de circulație. Următorul. Pregătește banii. Lui Arthur nu-i place să aștepte. Oh, e ok. Mary Allen nu trebuie să plătească. A cumpărat un permis lunar. Vi le recomand cu căldură. Să iată planul meu de buget. Doar 3 plăți de $10 plus transport și manoperă.
cineva linguri? Eu, da, am primit una din Utah și știi ceva? Scrie Utah pe ea! Acum am 139 de linguri în colecție. Le curăț cu bicarbonat de sodiu sau pe cele murdare rău cu amoniac. Firește, curăț petele încăpățânate. Gata, atenție, vă rog, am corectat lucrările de ieri la scriere. Majoritatea v-ați descurcat foarte bine, dar unii dintre voi... Vini, numele tău se scrie cu doi de ne. Mm-hmm. Sper că am făcut bine, sper că am făcut bine, sper că am făcut bine. De când mi-am luat brățara din Mexico cu 45 de pesos, nu mai fac griji, știu că am făcut bine. A? Îmi puteți da restul mai mărunt, vă rog? Ciudat, astăzi vor mărunt. Bine, încă o dată, repetați după mine. Melamo Nancy. Melamo Nancy. Nu-i mală pentru niște străini? V-am mai spus că spaniol înseamnă de fapt spaniolă? De vreo 95 de ori. Na? Știi spaniolă? Si, mucho spaniol. Me gusta tu sombrero. Si. ¿Desearía tener uno como ese? Si, si. ¿Me podrías darme el tuyo? Si, si. Gracias. Hey. Ce? E o tradiție mexicană să-ți dăruiești lucrurile. Atunci îmi dai mie brățara ta? E, sigur că nu. Dar ai spus că e o tradiție să-ți dăruiești lucrurile. Oh, da. Dacă ne ceri în spaniolă. Ator talismanele. Hey, ai observat că scrie ceva pe spatele măgărușului? E un burro penalita. Lasă-mă să văd. Noroc că știu să citesc în spaniolă. Făcut în co... inscripția e codată. Ți-a trecut rândul, dă-mi înapoi. Îmi vine foarte bine, nu-i așa? Brățara, te rog. Mă poți învăța o brac frumos în spaniolă? De Crăciun aș putea să cânt colindre în mai multe cartiere. Știi, lasă-mă să te ajut să o deschizi, penalita. Hai, după mine. Obrado bello, obrado bello, o cetino. Todo bello, todo. Te-ai țăcănit? Respectă curea. Tu ai curea? Eu uite, eu am una, ia să vedem. Cine are curea? Eu am! Hei, Nancy, trebuie să-ți ating brățara pentru noroc. Mama o să mă omoare fiindcă am pierdut iar cutia cu mâncare. Păi, veniți și voi cu niște pretexte mai bune ca să-mi atingeți brățara. Nu, zău că mi-am pierdut cutia. Avea înăuntru termosul cu doamna și domnul Sims. A, bine. Oh, nu, ce-ai pățit? A, da, ți se duce bronzul. Nu, prostovane, brățara nu mai e. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Știi ce înseamnă asta, nu-i așa? Da, ai pierdut-o. Nu! Mi-a fost furată! Cineva mi-a furat brățara talisman. Mare păcat! Când ai lucruri frumoase, nu ești lăsat să te bucuri de ele. Nu ți-a furat-o nimeni. Ai pierdut-o, așa cum eu mi-am pierdut cutia. Nu pricepi. Nu e o coincidență, nu e o întâmplare. Crezi tu? Normal, avem un hoț în clasă. Serios? Categoric. A furat odată și va fura din nou. Mi-am pierdut cutia mai de mult. Așa cred. Eu nu cred, ascultă-mă, uite ce o să facem. O să prindem hoțul și îmi recuperez brățara de 45 de pesos, care se va întoarce la locul ei pe brațul meu super bronzat. Și eu o să-mi recuperez cutia. Da, da, da. Iartă-mă, Arthur, dar azi nu am deloc bani. Ador fraza asta. Alege. Și nu uitați, vehiculele în mișcare, vă
sunt dușmani. Camioneta cu înghețată și clopoțelul ei asasină. Iertați-mă. Arthur nu mai are mărunt. Ascultă planul. Vom prinde hoțul căutându-i pe cei care dau de bănuit. M-am prins! Billy Boy, pune-l pe listă. Stai! Nu poate fi el. A lipsit ultimele zile. Știe ea, dar nu-mi place tipul deloc. Hei, v-ați uitat aseară la emisiunea Urmărire Generală? Nu, că am spionat-o pe sora mea și pe iubitul ei. Păcat! Ai ratat o emisiune tare. Ma, nu cred. Uite, e cam suspectă. Nu prea te pricep la chestia asta, nu? Ai chihuahua, uite! Dacă o mai aud odată pe Polly cum povestește despre infecția ei, o să mă urc pe pereți. Da, și nu mai vreau să-i plătesc lui Arthur. Dar ce să facem? Stăm acasă? Uite, pe Polly n-ai cum să o oprești, dar cu Arthur ar fi o soluție. Dacă refuzăm tot să-i plătim, va trebui să ne treacă strada. Sunteți de acord? Gata, amice, nu-ți mai merge cu noi. Ajunge cu joaca. Ne-am săturat să ne storci de bani. E o țară liberă și cerem să traversăm pe gratis. Nu mai faci pe duru, ha? Așa că lasă-ne să trecem. Am rămas singur, nu-i așa? Am doar 24 de tenți. Mă las să trec? Regret. Dacă te-aș lăsa pe tine, ar trebui să-i las pe toți. Așa, acum sar într-un picior. Hai! Arthur, îmi dai voie? Da-ți dau voie. Hai, pune-ți mâna pe cap și învârtește-te ca o balerina. Hei, unde te duci? Ha? Nu mi-ai cerut voie! Nu mi-ai cerut voie! Data viitoare, nu uita să rămâi pe zebră. Asta este scopul lor. Hei, n-am timp toată ziua. Nu treci până nu spui cele 7 reguli. Hai că până acum n-ai spus decât 6. Nu te plimba în costum de baie ud. Incorrect. Polly, se... Dacă nu spui cele 7 reguli, nu te aud. Dar se... E vorba de siguranță. Doar asta contează pentru voi. Așa că puneți-vă șepcile cu creier și să aud cele 7 reguli de siguranță. Siguranță, siguranță, de asta e vorba. Mă bucur să vă anunț că Polly se odihnește. Are doar câteva zgârieturi în urma ciocnirii cu camioneta de înghețată. Cred că ar fi un gest frumos să-i trimitem un cadou. Aveți propuneri, Arthur? Propuneri? Știu și eu, un animaluț de pluș. Excelent. Ce zici de un panda uriaș de pluș? S-ar putea să coste mult. Din fericire avem banii pe care tu i-ai strâns. A? Nu te-am văzut când strângeai banii de la copiii la traversare? Da. Păi, dacă nu erau pentru Polly... Erau pentru... Polly. Să-i transmiteți însănătoșire grabnică. Da. Ce drăguț ești, Arthur. Iar cu restul banilor pe care îi mai ai, o să-i luăm o felicitare cu adevărat frumoasă.
Totul merge conform planului. Au fost adunați toți suspecții. Și o să spui cine e hoțul? Da, așa voi face. Cine e? Habar nu am. Și ce faci? O să-l forțez să mărturisească. Ia minte. Mulțumesc că ați venit. Tu ai scris asta? Bineînțeles. Unul dintre voi mi-a furat brățara talisman de 45 de pesos. Tu ai fost Vincent Nasta? Tu care ai furat de la Fili cartofi prăjiți? I-am făcut un serviciu, e o grăsană. Așa-i. Dar cine fură joi cartofi prăjiți poate să fure miercuri o brățară talisman în valoare de 45 de pesos dintr-un orășel din Baja. Și de ce râzi, mă rog? Degeaba mă privești cu ochii tăi de cățeluș nevinovat. Pot să continu? Ascultă, Joe Tuna, dacă ăsta e numele tău, ce ai de spus despre asta? Dragii mei, Nana și Papa. Nu, stați, am scris sus în altă parte. Întreb eu, Joey, e doar o coincidență că emisiunea ta preferată e Urmărire Generală? Să te văd acum, tontule. De ce râzi, domnșoară? Mâinile tale unsuroase nu mai lăsau brățara. Termină, niciodată n-a luat nimic. Nici măcar leapșa nu joacă. Hei, toată lumea e suspectă. Vrei să vii mâine să te joci cu mine? A? Așa. Eu desigur știu cine e hoțul, dar aș fi mai puțin supărată dacă ar recunoaște. Aici acum. Bine, bine, spune odată, cine e hoțul? Încă aștept mărturisirea. Am destul timp. Mama mă ia abia la ora 4. Hoțul trebuie doar să iasă în față. Acum. Aha, știam eu. Dar n-am furat nimic. M-am prins bine. Știi, trebuie să plec. Hai, spune, cine e hoțul? Da, spune, da. Hai, spune, spune. Bine, vreți să știți cine este? Vreți să știți cine mi-a furat brățara? Vreți să vă spun eu? Bine, o să vă spun. Numele hoțului este... Numele hoțului nu e important. El știe cine este și că trebuie să se îndrepte. La revedere! Nancy, am auzit fără să vreau. Ce? Cred că ai fost prea blândă cu ei. Furtul brățării este o problemă gravă. Hoțul trebuie pedepsit. Oh, nu. Eu, cine suntem noi să judecăm? Vai, aveți un ceas nou? Da, mai dreptate. Poliția va rezolva mai bine problema asta. Poliția? Da, tu ai spus că era o brățară foarte valoroasă, nu așa? Ba nu, a fost doar 30 de pesos. Oricum, hoția e tot hoție. Sunt convinsă că nu ai acuzat pe nimeni de un lucru atât de grav dacă n-ai fi foarte sigură pe ceea ce spui. Hai, spune-mi, te rog. Ha? Cine? Cred că știu de ce nu-mi spui. Serios? Firește, nu vrei să fii o pârcioasă? Da, asta e. Nu vreau să fiu pârcioasă, e foarte urât. Atunci să zicem că nu s-a întâmplat nimic. Excelent. Știi ceva, ești cam roșie la față. Din cauza stresului, cred. De ce nu-ți dai jos puloverul ăsta gros? Nu, mersi, mi-e bine. Trebuie să ajung la lecția de flamenco. Hasta la vista, señora Graves. E timpul să-mi refac averea. Ha? Magazinul s-a închis.